În curțile școlilor a început astăzi bătaia cu bulgări. Copiii sunt cei mai fericiți că au apărut primii fulgi de nea. I-au cântat moșului, având siguranța că bunul Nicolae îi aude și le va îndeplini toate dorințele. Rând pe rând, cei mai curajoși ne-au spus ce își doresc de la Moș Nicolae. Eu vreau să-mi aduc un leu care știe peste 50 de numere. De unde? Unde ai văzut tu leu ăsta? La reclame. Pentru asta. Să-mi curăț cizmele, să-mi le pun afară și să fiu cu minte. Un Lego City care se poate demonta și se poate construi. Dar ai fost cu minte? Da. Deci ai fost cu minte și vine moșul. Și ce trebuie să faci tu ca să vină moșul? Să-ți cureți papucei? Să-mi curăț și să-mi pregătesc pentru venirea lui. Ce-ți dorești tu să-ți aducă Moș Nicolae? La mine bomboane și mașini. Cei mari și-au adus aminte cu drag de vremea copilăriei și de cadourile moșului. Doream să aducă cărți cu povești. Era o carte de poveste în ungurește, zice Farcoș Borcoș. N-am uitat niciodată. Mama a citit, nu eu. Mama a citit și jucării așa simple, că pomul să ne aducă, să fie pom de Crăciun și apoi sub el ce au putut părinții. Eu am fost la casa copilului și acolo îmi aducea dulciuri. Eram copil de țară, de hotar. Păi câte o creangă de bradă așa ne mai tăiem și punea pe el mama bomboane pacheta, cu hârtie făcea așa niște flori. Cei care îl așteaptă pe Moș Nicolae știu foarte bine că trebuie să aibă pretenții doar dacă au fost cuminți, dacă au ghetuțele curățate și așezate la pervaz sau lângă pragul ușii. Pregătiți-vă, au mai rămas doar câteva zile. Fii cuminte, măi copii!